Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aduce în ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine de nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pe Cel ce s-a născut din silivria și ocrotitorul ei vine, pe Cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe scuturat nectarie, să-L cinstim cei credincioși, ca pe un Dumnezeu slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate tămăduirii celor ce strigă cu evlavie, slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce minunat te-a arătat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduirii. Veniți ucenicilor al lui Hristos, care se tași după împărăția cea cerească, se aduce în laudă iubitului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie, și mulțumindu-i pentru nemăsurata lui dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas, bucură-te, Sfinte Ierarh Nectarie, mare făcăturile de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarh Nectarie, mare făcăturile de minuni! Precând doare când marele Ierarh Nicolae, care fusese întemnițat pentru că l-a tălmuit pe ereticoarii, a fost mângâiat de prea curata Născătoare de Dumnezeu. Așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temnița prigonitorilor, iar Sfântul Nicolae ți s-a arătat în vis spunându-ți, eu te voi înălța sus, sus de tot, prin care minune ni s-a arătat nouă măsura Sfințenii Tale, ca să cântăm. Bucură-te bucuria Bisericii Dremăritoare, bucură-te darul dăruit lumii de către Cel ce se dăruiește pe sine celor credincioși, bucură-te reazem al monahilor și al mirenilor, bucură-te pildă pentru păstorii de suflete, bucură-te încununarea ierarhilor, bucură-te că fii disprețuit de oamenii păcătoși ai fost îmbrățișat de Sfântul Ierarh Nicolae, bucură-te că nu ne mai trebuie altă mărturie despre Sfințenia Ta, bucură-te că pustnicului atomicii s-a descoperit că ești puternic, prigonitor al îngerilor căzuți, bucură-te dascăl al celor care se străduie să învețe teologia spoim de rugăciune, bucură-te hram al multor biserici și paraclise, bucură-te icoana lui Hristos zugrăbită pe Duhul Sfânt în vremurile din urmă, bucură-te apostol al mântuirii, bucură-te Sfinte Ierarh Nectarie, mare făcăturile de minuni, bucură-te Sfinte Ierarh Nectarie, mare făcăturile de minuni. Întrebându-te în Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, e răspuns a doua zi, scriindu-l că sărăcia, frigul și foamea întunecă frumusețea copilăriei tale și din rândul el dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, negustorul Temistocle s-a grăbit să-ți trimită cele de trebuință, iar tu văzând cum a răspuns Dumnezeu la cererile tale, l-ai lăudat cu ochii lăgrimați, cântându-i Aleluia, Aleluia.
istocle au nevoie copiii necăziți și de tine, Sfinte Nectarie, știind că dragostea ta vine în întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-i cum niciun negustor nu-i poate ajuta, ca prin sprijinul tău să li se usuce lacrimile și să scânte cu inima plină de bucurie. Bucură-te cel ce ai scris Domnului despre necazurile tale, bucură-te cel ce ne îndemn să-i spunem lui Dumnezeu necazurile noastre, bucură-te că Hristos a primit epistolia ta și ți-a trimis prin negustorul Timistocle cele de trebuință, bucură-te că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos ca să mergem pe calea mântuirii, bucură-te dascăl al copiilor cucernici care caută adevărata înțelepciune, bucură-te dezlegarea pântecelor neroditoare, bucură-te că ușurezi durerile nașterii când mamele te cheamă în ajutor, bucură-te văzându-i pe pruncii care primesc la botez numele tău, bucură-te că le povățuiești să nu căutăm ajutor de la oameni, ci la Dumnezeu, bucură-te cel ce ai trudit din greu pentru a-ți ajuta familia, bucură-te că îți ajuți pe toți oamenii fără slujbă și să găsească de lucru, bucură-te apostol al cumpătării, bucură-te Sfinte Rahe Nectarie, mare făcătorule de minuni, bucură-te Sfinte Rahe Nectarie, mare făcătorule de minuni.